întors în deșteptarea, avem culinaria. Da. Zaf a cerut ieri metode de recuperare a unui piure ceva mai vechi. Mă rog, teoretic n-am niciun motiv să cer asta, că piureul nu prea rămâne. Dar, în mod excepțional, știu că faci mai mult. Da, când faci mai mult piure, poți să faci următorul lucru a doua zi, dacă îți rămâne piure. Poți să faci niște, nici nu știu cum să le spun, frigănele, crochete, habar n-am, cu cașcaval înăuntru din piure care ți-a rămas. Reșapat. Reșapat. Crochete vrei? E cu pezmet? Da. E crochete cu pezmet? E crochete atunci cu crochete. Pezmet. Dar am un secret pentru crochetele astea cu pezmet. N-au pezmet. Frigănele n-au pezmet? Atunci crochete cu pezmet. Fii atent, Zaf, iei o bucată. Te speli foarte bine pe mânuțe. Asta e de fiecare dată când intru în casă, se întâmplă. Când intri în bucătărie acum. Și în bucătărie. După ce ai pus mâna pe clanța de la bucătărie, te mai speli o dată la... Am un furtunca de la de curte, știi, care e pe clanță direct. Când scoți din frigider oala cu piure care ți-a rămas. Dacă a rămas. Da. Și bagi mâna așa, gen basculantă, știi? Aha. E un gogoloi mai mare. Că atunci când faci chiftele. Da. Deci, da. Cu mâna. Deci... Lasă-l mă să-mi explice. Ce Dumnezeu îi se aude? Ies ca unul meu, mă iertați. Ia mai fă puțin. Nu mai vreau. Nu mai poate, că nu era scaunul. Ce-ai mâncat? Okay. Ies scaunul. Bun, gata, ne-a lămurit. Aveți scaun... Ca să spun, aveți scaune de piele. Bun, hai să ne concentrăm nițel. Da. Deci se iau cu mâna. În mână, că se face în mână toată chestia asta. Lucrează în palmă. Manual. Manual, da. Și o bucată mai mare de piure. Și o apeși puțin, te pregătești să faci așa, ca un soi de chiftea. Bulgări. Nu bulgări, o aplatizezi nițel. Aha. Nu foarte mult, trebuie să rămână mai groasă. Și în mijloc pui un cup de cașcaval. Dacă ai cedar, pui cedar. Dacă nu, poate că merge niște cașcaval de ăsta mai puternic, așa, mai, nu știu, mai ascuțit, mai... Da? Nu știu cum, care-i cuvântul? Cedarul are un gust mai... Înțepător. Așa, mai înțepător, că asta am ascuțit, înțepător. Și după aia faci o chiftea, și zice că faci, cum să spun, întorci piureul peste cașcavalul respectiv, faci un bulgăre dacă vrei, sau ca o bucată de cârnat mai gros, uh-huh. Și după aia, ca la șnițel. Îl dai prin făină, ou și pezmet. Și ăsta o să-l pui pe o tavă la cuptor, la 200 de grade, până când se rumenește frumos pezmetul. Și secretul este următorul. Ca să ți se rumenească pezmetul, poți să folosești panco. Panco e pezmet de la puțin mai... grosier. Mai grosier, mai mare. Uh-huh. Ca să se rumenească frumos, în farfuria sau în castronul cu pezmet pe care îl folosești, pui puțin ulei peste pezmet, puțin ulei de măsline. Nu trebuie să fie umed. Trebuie să fie, știi, cât să absorbă un pic de ulei. Da, dacă mai bine ții un spray, că... Da, mă rog, dacă ai un spray, pui puțin ulei și amesteci pezmetul respectiv, astfel încât să tragă nițelul ulei. Ăsta este secretul ca să-ți iasă frumos rumenit. Și ești atent și când se rumenește pe deasupra, scoți frumos tava și întorci ăla pe partea cealaltă, nu? Ca să rumenească pe toate părțile. Ascultă-mă pe mine, ia-ți un spray, că dacă rămâi și fără deodorant câteodată îți prinde bine, adică e bun în casă, mai dai și pe la balamale, dacă n-ai sperție. N-ai frecare la subțiri, știi? Ai multe întrebuințele pentru ele. Și asta se mănâncă cu un sos maioneză cu usturoi, dacă vrei. Maioneză cu usturoi ras. Sau un sos dulce picant cu usturoi. Sau, dacă vrei, poți să încerci și niște soia. Dar merge să le faci și în baie de ulei, nu? Nu le-aș face în baie de ulei. De ce? Pentru că trage ulei foarte mult. E, da, da, da. Când ulei e bun. Nu. Fă-le pe tavă. Că dacă pui un strop mic de ulei în pezmetul ăla, astfel încât să fie... Ți-am zis, nu, uh-huh. Numai cât să... Se rumenesc, dacă da, se rumenesc foarte bine, se rumenesc foarte bine. Și șmecheria aici este să se topească leții la cuptor pe crochetele astea până când se topește cașcavalul dinăuntru. Ăla se topește oricum. Da. Dacă apusele și întorci, se topește. Mamă, și când știi cum dai în soseanu... Dar mie îmi place că noi ne adaptăm rețetele astea de fiecare dată când încercăm să slăbim, cum se întâmplă în perioada asta. Îți mai dau o rețetă bună de așa, ne-ai dat o rețetă cu cașcaval. E dietetică. Ce e de cașcaval? Da, dar n-are ulei. Da, are cartofi. Da, cartofi bun. Are ulei, pesmet, că ai zis că vii cu străiul. Făină și pesmet, ai nebunit. Bonus, ca de obicei la orice rețetă de asta sos vegetariană, da. Cumva, cubulețe de bacon, nu greșești niciodată. Deci bacon în orice rețetă de genul ăsta, dacă adaugi bacon, e foarte bine. Poți să faci și asta, da. Cubulețe de bacon în piureul ăla. Da. Înțelegi? Merge. Dacă mă rog, nu știu dacă le-aș pune în piure, dar aș pune odată cu cașcavalul. Aș pune o feliuță. Acolo când strecuri cașcavalul, bagă-mă și două, trei cubulețe de bacon să nu se pisească cașcavalul să în piure. Nu, da, baconul trebuie să fie deja rumenit. Dacă îl lași înăuntru, da, se face o porcărie. Da. Și îți mai dau o rețetă dietetică, foarte bună. Tot ceva cu făină și pesmet. N-are niciun pic de făină asta. Este
dietetică, dietetică, merge garnitură la o friptură bună de vită, cartofi storciți cu un topit cu usturoi, vrei? La cuptor. Asta știu că am mai văzut-o pe TikTok. Păi atunci zi-o dacă ai văzut-o. Dacă ești șmecher și îmi zici că ai mai văzut-o și că nu știi. Te-a pus și fierbi un pic cartofii aia, nu? Nu, îi fierbi cum trebuie. Îi fierbi calma, da. Încoajă. În coajă, da. În coajă. După ce e fiert, îi storci, îi apeși până se fac plați. Da, cu ce? Cu o cană, cu un ceva. Așa, bravo, o cană, în fundul unui pahar, o sticlă. Este că a văzut tot, lasă-l. Așa. Așa. Am usturoi, eu am văzut mai multe variante. Poți să faci varianta aia în care îl pui cu ulei la cuptor și se face crema aia. A, nu cu ulei, nu, că uleiul pus pe deasupra... Și ce zic, Luca? Ăla de când îl pui mâna pe el s-a făcut pastă. Nu ăla. E și varianta asta. Știu că e varianta, dar n-aș pune ulei pe deasupra, aș pune unt topit pe deasupra cu usturoi. Untul e 23 de lei pachetul. Da. Oprește. Usturoiul facem, păi unt mai. Și după ce faci mai puțin, nu unt de la, nu ești tu prezident. E un unt mai mic. Și 16 lei. Unși cartofii cu oricum ar fi usturoiul sau așa. Untul sau așa și îi bagi la cuptor. Da. Cu coajă cu tot? Cu coajă cu tot. Mama mea. Da. La 200 de grade până se rumenesc. Da. Am zis bine? Da, ai zis bine, dar în untul ăla topit, pe care în care pui usturoi, poți să mai pui niște ierburi care îți plac ție. Bravo. Fie cimbru proaspăt. Orice, da. Da, proaspăt care are o mai puternică. Cimbru proaspăt. Sau, dacă vrei, rozmarin, dar tocat mărunt, că rozmarinul ăla e mare ca acea cabrat. Poți să-l și arunci pe deasupra, așa un pic. Poți să faci și asta, sigur că da. Da. Dacă mai vedeți de-astea pe TikTok, dați-mă și mie de ce sunteți. Eu n-am văzut pe TikTok asta. Eu știu, am citit-o undeva. N-am văzut-o pe TikTok, trebuie să am și eu, da. Și asta, ți-am zis, hați o fripturică de vită pe grătar frumos, îmbăiată în unt topit, că dacă toți ai bătut joc de buget și ai cumpărat un pachet de unt, da, sigur, ai distrus salariul pe două pachete de unt, când faci bucata de carne, bucata de carne ideală care dacă se face în tigaia de carne, înseamnă că ai luat primă, adică deja forță. 3 cm grosime. Da. Da. Și pe asta o pui în tigaie, o frici pe o parte și când o întorci, arunci înăuntru o bucată generoasă de unt, niște căței de usturoi zdrobiți, da? Îi pui și pe ea, că dacă îi tai, se ard imediat. Și o rămurică de rozmarin, înclin frumos tigaia și după aceea cu lingura, pac-pac, îi faci băiță. Dar nu e, trebuie să-ți placă carnea mai rare, cum se spune. Trebuie să-ți placă să mănânci carne corectă. Da. Dacă o faci talpă, înseamnă nu-ți place carne. Nu există. Gata, colegi, vă mulțumesc. Unde merg 112 kg, merg și 120, ce mai e? Corect. Deșteptarea cu Vlad Petreanu, George Zafiu și Luca Pastia la Europa FM.